ziua de azi începe cu o vizită la agenția de vise, pentru că trebuie să iau un interviu Ligiei Hojda, care o să lanseze cât de curând un single. Bună, Ligia! Bună! Ai un single nou. Care este povestea lui? Piesa e compusă de mine și Kiret, iar versurile sunt scrise de către Daniel Pârlan, un tânăr foarte talentat cu care o să colaborez pe viitor. Atmosfera piesei e cumva una de conflict, răbufnire, dar în același timp e tratată și, știi, atunci când ești nervos, ești revoltat și vrei să te răzbuni pe cineva, îți dai seama că, de fapt, conflictul nu e în exterior, ci cu tine însuți, în interior și îți dai seama că, de fapt, doar tu ești singura persoană care poți să rezolve acest conflict. O chestie care îmi place foarte mult în promenada sunt beculețele astea de aici, care îți arată dacă mai sunt locuri libere în parcare. Ceea ce e foarte util. Aș vrea ca toate mall-urile să aibă asta. Mersi, promenada! Nu știu ce s-a întâmplat cât am fost în promenada, dar când am ieșit era haos pe străzi, aparent a plouat și era plin de bălți peste tot. Iar acum iarăși plouă. Și un pic aici pe terasă să filmez un timelapse. Din păcate nu prea avem voie să... Așa, durează 2 minute, nu? Ok, mersi frumos. În caz că vă întrebați cum am făcut timelapse-ul ăla de la începutul clipului, e bine, aici deasupra la Crystal Tower este restaurantul Sole, care mi-a părut o priveliște excelentă și vă recomand și vouă să mergeți acolo. Am ajuns în centru vechi, merg în Fire pentru că are loc concertul acustic All Stars pentru Alexandra Furnea, una din victimele din colectiv. Sper să mai prind și eu ceva. Vreți ce vreți voi, fetelor? Noi suntem la single! Banda! Acuana, acuana! În sfârșit, undergroundul românesc ajunge în afara granițelor țării. E un lucru extraordinar. Aș vrea să vă spun că Grey Matters în această seară cântă pentru prima oară acustic. Au lucrat foarte mult pentru acest evap. Așa că nu mi-a plăcut niciodată să spunem urmează Grey Matters, ci urmează formația Grey
Furnea. Fata asta așa de drăguță și așa de fragilă și așa de deșteaptă și de mișto și pe care am ajuns să cunosc în seara asta și de care doar știam prin ceea ce scria și vedeam de obicei o semnătură la, în josul paginii. O să-mi facă plăcerea să dea o interpretare proprie unei piese. Mulțumim tuturor, mersi că sunt aici, mulțumim minunat de foarte, foarte mult, la bine!